E vremea colindelor, vremea bucuriei, când minunea nașterii Mântuitorului cuprinde sufletele și le înnobilează. Fie ca magia sărbătorilor de iarnă să vă aducă fericire, sănătate și bunăstare în domeniul dumneavoastră. În așteptarea lui Moș Crăciun, elevii școlii noastre au pregătit momente speciale din dragoste pentru datinile românilor în drag de sărbătoare, pentru Moșul Bun, care este alături de noi ca întotdeauna, pentru părinții noștri, care ne asigură liniștea și afecțiunea de care avem nevoie. Să-i privim, să-i ascultăm cu inimile deschise, cu înțelegere și dragoste, pentru că atât cât au putut, s-a străduit să vă aducă astăzi pe scenă o frântură din folclorul, datinile și obiceiurile cu care ne mândrim de sute de ani și vor duce mai departe tradiția neamului românesc. Cu permisiunea dumneavoastră, vom încerca în momentele următoare să facem o călătorie imaginară prin iacura obiacurilor de mânt apuse și să ajungem la începuturile creației pentru a afla din pagine Sfinte Scripturi de ce a fost nevoie ca Dumnezeu să trimită pe pământ pe singurul Său Fiu, pe Domnul nostru Iisus Hristos. De ce El, care era fără păcat și stăpânul la toate, s-a deșertat slava sa dumnezeiască și chip de Domnul s-a făcut om ca noi și s-a smerit pe sine, ascultător făcându-se până la moarte și încă moarte pe cruce, pentru noi, oamenii, pentru păcatele noastre și pentru a noastră mântuire. Dar Dumnezeu cel milostiv și iubitor, care nu vrea ca omul să piară, după ce odinioară a vorbit părinților noștri prin proroci, la primirea vremii a trimis un nume pe Iisus, Fiul Său cel unul născut, ca să-și dea viața drept jertfă de răscumpărare pentru noi, urmașii lui Adam cei căzuți, ca prin El să avem viață și încă viață din veșug și veșug spre mântuirea sufletelor noastre. Hristos se naște slăbiților, Hristos se naște întâmpinaților, iată seaua Lui a ajuns la Betleem și va străluci veșnic peste întregul pământ și peste cerul cel mai presus de cer. Pe atunci, în țara aceea, care se numea
Stăpân rău, neduplecat, tulburat de această știre, a turnat către oștire. Dar porunca împărătească, omanului să se găsească și cu viața să plătească, pentru că a cutezat să se creadă împărat. Maica pruncului Iisus, alergând de jos și în sus, fiului său preacurat, a repost de-a căutat. Dar după o zi întreagă, obosită fără blagă, s-a oprit și s-a rugat, de dus deja vede o dată. Poți deja minucios, lasă-ți grecile în jos. Și noapte la retină, nu găsesc sub ea o vină, iar de strânge copilașul va fi ostașul. Când puteai să fii de bun, dar n-ai fost și ție îți spun, toamna când o să omoare, verdele să-ți rucinească, vântul să te desfrăzească, frigul iernii înghețat să-l întrupi dezbrăcat, frunzele să-ți crească iară, doar târziu, în primăvară. Căciostașul îți de fier, viața pruncului meu cer, ajutor te îmi vei da, bine te voi cuvânta. Maica Domnului Hristos, alergând de sus în jos, ajutorul meu cerut, pruncului încășitel îi voi face un edenem și încet îi voi lumi până când va adormi. Din rășină tămioasă îi voi arde către seară, iar din corurile mele o să fac un și cu ei.